чому там не вдається. Просто мені чекала до білашу. Не можна обернутися. Я вже ж кілапки остав. Cu cine să la date? Nu vă pot zice, nu am voie. Și că ce face Melo cu Jadonica? Nu mă interesează. Vreau să slăbesc. Să nu mai mănânc. M-am îmbrăcat să nu. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi adresați. Stai un pic din mica, de ce bloc pe tine? Nu am avut nicio legătură cu Iancu, mai mult decât doar și atunci când noi oarecum eram în tatineu și în tatoneu și așa mai departe, în rest nimic altceva. Despre tine acum. Ce? Deci când e frumos că l-ai votat pe Filip. Bă, uitați-l că Filip e cu mine, nu? N-a fost frumos ce a făcut, nu? Du-te, are mă. Două fete ea. Du-te, la mă. Ai, mă. Du-te. Du-te. Vrei să te împaci cu... Nu. Arăți minunat. Înțeleg din suflet. Îți obosită. Ce vreau să folosești? Șampon și atât, chiar nu deloc nu muncesc. L-am avut de pe trei ori mai mult, dar din păcate stresul ăsta nu a făcut să dispară. Vrei să-mi dai numărul tău în privat? Nu pot să-l dau, din păcate. Da, Florin, trebuie să rezerv loc. Mamă, așa bine mă simt când dau blocul, dacă nu știu să vă comportați. Vă dau bloc. Nu poate Andreea Perui să facă ăla. Andreea, ăla nu-i sucul meu. De ce? Alina, ăla nu era sucul meu. Așa, așa. A, vezi? Asta este sucul meu. Ce șampon folosesc? Voi face un vlog și vă voi arăta. În partea stângă sau dreaptă, nu mai știu exact. Iar a trebuit să mă corecteze. Nu-i nimic exagerat. Acum a început să se așeze și arată bun. Chiar ține imaginea mea și îmi place să arăt decât ok. Pentru că eu vă reprezint pe voi, voi mă susțineți, eu vă reprezint pe voi mai departe. Așa că nu exagerez niciodată, nu am alte implante. Uitați-vă la intrarea mea în emisiune, eram naturală din cap până în picioare. Nu aveam absolut nimic, nu. Așa? Și mi-am pus niște silicone foarte mici, nu să văd, uitați-vă. Adică, cei cu bun simț sunt de acord pentru orice ce. Eu oricum aveam buze mari, chiar tatăl meu când eram micută îmi spunea buzată, ești buzată ca mărta. Și probabil dacă ți-a dat pe mama și mama are buze foarte pronunțate și foarte cărnoase și tati la fel. Sunt trăsături comune și sunt împrumutate de la părinții mei și de la bunicii mei. Am o genă bună, după.